Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou. În acest video vreau să vă spun despre o criptomonetă care este foarte interesantă prin aceea că ea nu se aseamănă cu altele. Moneta se numește TFTM. Ea deja se derulează, adică merge ICO, mai sunt încă 20 de zile, deci timerul el scade. Când putem procura această monetă, în afară de aceasta, la înregistrare primim niște monete gratis. Se dau 53 de monete acum, eu nu știu pe viitor cât se vor mai da. Deci eu 3 zile în urmă am făcut înregistrare și am primit 53 de monete. Monetele se dau nu automat, dar peste o perioadă. Deci faceți înregistrare, după aceea ele apar în balanț. Deci, care este momentul forte la această criptomonetă? De prin ce este deosebită? Deci noi toți cunoaștem cât de greu criptomonetele de pe cine lucrează criptomonete. Bitcoin, Ethereum, alte criptomonete. Se face tranzacțiile, deci de pildă, dacă vrem să trimitem dintr-o portofel undeva pentru care vă serviciu, trebuie pentru Bitcoin câteva confirmări, acolo 6 de obicei. Pe urmă, până ajung la destinație, poate să fie și o zi și două, mai ales acum cursul cum scade, crește. Această criptomonetă, ea va fi ca și banii obișnuiți, euro, dolari, de pildă, va avea o astfel de viteză de trimitere a banilor. Deci cum, de pildă, noi când lucrăm cu PayPal, ori cu alte sisteme electronice, am făcut plata și i-am dat, este la destinație. Deci acest scop este la criptomoneta aceasta. Ei vor avea o viteză chiar și mai mare ca la cum se lucrează cu dolarii. Alt moment că pentru cei care vor avea portofele deschise pe această criptomonetă și vor avea bani, vor primi încă un comision din tranzacțiile care le face compania sau criptomoneta. Deci uitați-o ca exemplu. Deci este o formulă de calcul a venitului care se poate avut de la aceea că doar simplu ținem banii criptomonetă, adică dată în portofel la ei. Deci, ca exemplu, cineva trimite 100 de dolari la altă persoană. Pentru asta se ia un comision de 0,5%. Deci, comisionul persoana care o trimite 100 întreg și 0,5 TFM. Deci așa e moneta aceasta se numește. Între care 0,5 TFM, asta e taxa care o ia sistemul. Acest 0,5 se împarte, uitați cum, 0,1 se duce în sistem, iar 0,4 se împarte către toți care au monete în portofele. Cred că proporțional. Știți, voi țineți banii în portofel, iar din fiecare tranzacție vouă vi se adaugă monete. Deci asta e primul plus. Deci de pildă dacă țineți, știu, Bitcoin, niciun folos de la asta nu e, că eu stăm în portofel. Când aici, deci din fiecare tranzacție, Bitcoin, mai ales acum de trimis, știți cât e de greu și scump. Numai tranzacția acum unde e în jur de 15 dolari. Ne vorbim, de pildă vă trebuie să trimiteți 20 dolari, trebuie să folosiți 35 dolari, ca exemplu, mai Bitcoin. 15 dolari nu e taxă. Deci, tot ce spun eu este ce descris pe site, când și cum se va porni tot, deci uitați-vă. Aici deja concepția a apărut în ianuarie, implementarea august, octombrie, noiembrie s-a început ICO, noiembrie, decembrie.
prima era pre-ICO, pe urmă cum a startul merge. În februarie se va termina ICO, deci vânzarea monetelor. În martie apare acest portofel de care eu spun, deci noi acum cumpărăm monetele, ele sunt în back office, cum vedeți de pildă eu monete, iar pe urmă o să fie un portofel acum el încă noi, care noi să-l descărcăm. Deci, poate că și el iese deja, pildă ieri nu era, cum a uitat el. Trebuiește de unit telefonul mobil. O să vedem cum o să fac, ca să fac alt video. Deci, dacă vreți cumpărați criptomonete, uitați, aici intrați în direcție buy. Cumpărați, sunt 4 direcții, cum se poate, contra Bitcoin, contra Ethereum, contra Litecoin sau cu... Aici este o instrucțiune cum să cumpărăm. Așa. De instrucțiune, dar nu vreau instrucțiune. Deci dacă vreți să faceți prin ADV Cash Perfect Money, deci schimbați limba, limba rusă. Și aici mai este încă direcție de a cumpăra prin alte sisteme. Aici e indicat după el cât cantitatea vreți să cumpărați. Că tare uitați-vă cum faceți înregistrarea. Eu deja am scăpat momentul acesta. Vouă vi se dă o oportunitate foarte super care, uitați-vă și se primește. Dacă cumpărați 100 de monete, primiți cadou 5.000. Asta se face special că compania vrea să facă o rețea cât mai mare de oameni care să aibă portofelele nu goale, dar cu criptomonete. Cât mai mare suma este în portofel, cu atât mai mult se minează. Deci încă și dacă țineți bani în portofel, se minează criptomoneta dată. Deci dacă cumpărați 100 de monete, deci de pe un indicat 100 de monete, și alegeți, nu știu, vreți să faceți plată prin ADV Cash. De pe un. Și apăsați butonul acesta și vă trimite la plată. Pentru asta trebuie să dați $32. Deci e prețul la criptomonetă e 0.32 de cenți. Și aici e portofelul lor. Deci dacă trimiteți cu ADV Cash, așa trebuie să nu a lor, dar deci scrieți portofelul care îl aveți în ADV Cash, de pildă, el are acolo 12 cifre, îl introduci sau copiezi. Aici puneți e-mail-ul care s-a făcut înregistrare. Și trimiteți. Deci ce să facem manual. Nu se face automat. Deci după ce ați cumpărat, ați trimis datele undeva în câteva minute după ce ați făcut plata, vi se dă monetele în balansă. Deci inițial 53 cadou le primiți, iar 300 vedeți eu le-am procurat să primești. Și uitați-vă aici, din referal avem 10%. Deci,
După ce am făcut video în limba rusă, unele persoane au cumpărat criptomonete și eu am primit 10 monete de la fiecare. Deci ei au cumpărat 100, 10% este 10 monete. Și paralel să arată prețul și în cenți, în dolari. Și moneta e 32 de cenți. Aici se vede. 1 токен или монета коста 32 центов. А здесь я линку носу для реферал. Здесь я копием. Мы его гасим здесь. Или на аккаунт, тут есть линку носу. Здесь я листу для партнера. Здесь я вам конвейер, уже 73 de oameni. Care s-au înregistrat. Deci, dați yes și vă arăt cum facem înregistrarea. Deci, tot e simplu. Când apăsați pe linkul de referral care este sub video, se încarcă astfel site-ul unde trebuie să introduceți login-ul. Mai jos e-mail-ul. Pe urmă parola, repetați parola, aici vi se spune cum se recomandă și aici o parolă la portofel, până când nu îl creați, pe urmă să-l creați. Deci vedeți, un isteluț e obligatoriu, aici nu e obligatoriu. Și apăsați de a crea cont. Și pe urmă, deja, după ce l-ați creat, intrați cu login-ul și parola în cont. Și vă luați link-ul de referral ca să invitați alte persoane. Deci, ce vă recomand eu? Cum o să faci să înregistrare? Peste o perioadă, când o să intrați în cont, o să vă apară un mesaj că acum aveți o promoție sau o posibilitate doar 24 de ore. Deci, eu acum când intru în cont, la mine nu apare inscripția. La voi o să apară că dacă cumpărați acum urgent 100 de monete, primiți 5.000 monete gratis. Deci 5.000 de monete este foarte combinat. Practic de 50 de ori mai mult câștigat. 0.32 de 50 de monete mulțit la 5.000. Primiți ca 2600 dolari. Cumpărând monete, 100 de monete cu 32 dolari. Deci, eu vă recomand tare să folosiți această ofertă, căci o să aveți pe urmă de câștigat. Peste jumătate de anul încă nu o să fie foarte răspândit de pildă criptomonii deodată și în portofelul să se mineze. Deci cât mai mare sumă o să aveți în portofel, cât mai bine, cât mai mult o să câștigați. Deci cam aceasta a fost informația care am vrut să vă informez. Nu uitați să mă contactați pe Skype dacă sunt careva întrebări. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Numai bine!